Românii au prins gustul investițiilor imobiliare peste hotare. Pe lângă Dubai au început să-și cumpere apartamente și în alte țări. Cel mai nou paradis imobiliar este Zanzibar, acolo unde se caută vilele cu vedere la peisajele de vis. Și în Spania sau Bulgaria sunt căutate imobile, iar acolo prețurile sunt ceva mai accesibile. Toamna se fac planuri de casă nouă, mai ales peste hotare. Ioana Prodan a făcut prima investiție în Dubai în urmă cu 2 ani. Am început cu Business Bay, un loc în care îmbină foarte frumos și turiștii și oamenii care vin pentru business. Și am îndrăznit cu prima proprietate și am vândut-o cu succes după 7 luni de zile. Am cumpărat cu 300 de mii. Procentul celor atrași de proprietățile din Emirate a crescut într-un an cu 40%. Nu avem taxe în Dubai, poți să plătești rate fără dobândă direct la dezvoltator. Proprietățile acum majoritatea sunt închiriate în regim hotelier, aducând un randament de cel puțin 7-12%. Pentru cei care fac investiții acum, au posibilitatea de o apreciere poate chiar de 50 sau chiar 100% în următorii 4-5 ani. Cel mai nou paradis imobiliar este Zanzibar, paradisul pe pământ pentru mulți români care merg în vacanță. Prețurile pentru o casă cu un dormitor, ce are 84 de metri pătrați și o terasă foarte frumoasă de 50 de metri pătrați și împreună cu o piscină, încep de la 240.000 de euro. Sunt chirii garantate contractual de către 10 sau 15%. Investitorul nu plătește taxe și impozite, plătește operatorul. Dacă se investește într-o vilă de 300.000 de euro, investitorul are un randament garantat contractual de 10%, adică are 3.000 de euro garantat lunar. Și pentru Istanbul sunt oferte, însă nu pentru toate buzunarele. $100,000. Every bedroom has their own bathroom, and then of course they're very large. It's a great investment, and of course we're currently in construction. The entire project is set to be completed towards the end of 2026. Cine nu dispune de sume atât de mari poate cumpăra un imobil în Spania. Spania, din ce am observat, se îndreaptă mai mult spre SH, spre apartamente vechi. Apartamentele noi pleacă undeva de la 180 de mii. Dacă discutăm de apartamente puțin mai vechi, garsonierele pleacă de la 50 de mii de euro. Și locuințele de pe litoralul bulgăresc sunt căutate pentru cei care vor o vacanță perpetuă. Apartamente care pleacă de la 75 de mii de euro TV inclus, două camere, 60 de metri pătrați util. Deci niște prețuri foarte bune. Un preț chiar și de două ori mai mic față de cel plătit în medie pentru a ne cumpăra un apartament în Mamaia. La noi în țară.